Suntem echipa mobilă pe biciclete a Partidului Verde din sectorul 5. Am ieșit să inspectăm sectorul și am găsit o grămadă de probleme. Piața de flori Coșbuc, pe care o demolează fără preaviz și fără să le spună comercianților ce au de gând. Aici un teren viran care e depozit de deșeuri neîngrijit, probabil aparține primăriei și aici se pot face și promenada pe care o vrea primarul în locul pieței și un mic parc și orice se poate face aici în centru, da? Nu vrea, s-a luat de oameni ce? Cui o fi aparținând în teritoriul ăsta? De ce nu-l pun în valoare? De ce e loc de refugiu pentru maidanezi? În mijlocul capitalei, în preajma mega catedralei. Păi ce să comentez, că e, deja imaginea arată totul. Uite cât de mare loc, viran, neîngrijit. Poți să faci orice de aici. Eu știu să scoți cimentul ăsta, să-l transformi în parc. Uite ce suprafață, sau să-l faci în loc, eu știu, verde, să iasă lumea la un picnic, la o terasă, să, dacă nu-i găsești altă întrebări. Cum? E fix în centrul orașului. N-am cuvinte, no comment, adică... Au zis colegi din alte sectoare că se alătură și ei pedalării noastre. Dar noi ne-am oprit să investigăm piața asta de weekend sub cerul liber. Deci asta e voie, e coșer, e plăcut domnului primar. Dar piața de flori tradițională de 100 de ani nu-i place. Și o împrăștie. Nu cumva e rasist? Are ceva cu romii de acolo? Că i-a trimis în ferentari. Centrul capitalei. În spatele Casei Poporului și a Academiei de Științe. Bloc de vânzare. Cărămizele alea de sus atârnă amenințător și periculos deasupra trotuarului, deasupra pietonilor. Dar cui îi pasă? Unii au iahturi, alții nu își văd capul de sărăcie. Și asta e realitatea. Mi-a prins ploaia la grădina botanică și o pană de cauciuc. Ghinion, vorba lui Iohannes. Apărat de spălat bani publici. Nu știu câtă lume a reușit să informeze, dar a îngropat niște bani, asta e cert. Parcul Sebastian, sectorul 5, București. Una dintre puținele oaze de verdeață din sectorul ăsta, care altădată se numea sectorul verde al capitalei. Dar și aici sunt pericole. Nu știu cine și când a construit fântâna asta pe mijlocul trotuarului diagonal. Dar văd că actualul primar a reparat-o recent și ne-a pus capcane. Mai ales pentru cei care nu văd bine sau nu văd deloc, a intrat peste gratile astea, riști să rămâi aici. Ia uitați-vă ce găuri au făcut. Ai călcat aici, rămâi fără picior. Astea toate s-au scuțite. De aici o să țâșnească apă, da? Dacă vine cineva, las că nevăzătorii mai au baston sau au ghid și s-atenți la drum, dar slab văzătorii nu s-atenți.
și poate să intre aici, să trezească fie cu piciorul în gaură aceea, fie să trezească stropit, stropită de dedesubt. Sigur, asta a vrut să facă primăria. Și de ce arde luminile astea și ziua? Cine le vede și le apreciază? Nu e așa că n-a fost gândit cu cap și n-a fost calculat impactul, pericolul? Nu e așa că după primul an, după prima lună de funcționare, trebuia să observe problemele astea și să evite pe viitor? Acum, iată, reparat recent, obiectivul prezintă aceleași pericole, aceleași riscuri. Prima pedalare civică sub semnul verdelui. Am urmărit așa, singur ne-am întâlnit până la urmă. Dacă vii din alt sector, da. Dacă erai din sectorul nostru, ți era mai ușor. Ne organizăm data viitoare. Deci infrastructură cam puțin, poluare câtă vrei, da. Borduri, nimeni n-are grijă de bicicliști. Trebuie să vină verzi la putere ca să ajute pedalatul. Modul sănătos de viață. Trebuie și ecologic. Mai multe biciclete, ca să fie mai multe biciclete. Biciclete sunt o grămadă, păi, dar oamenii le țin la balcon și nu le folosesc pentru că e periculos. Uite, și e nesănătos. Duminică e weekend, dar putea să iasă să facă mișcare cu bicicleta, tot cu mașina să ies. Și pe urmă te întreb de ce ești obez. Și de ce e poluat aerul în capitală. Exact. Păi de-aia, noi îl poluăm.